Așa om merită ca Spiridon Vanghelie, condoleanțele trebuie să fie exprimate nu prin rânduri de politicieni. Cum am văzut eu jumătate de comuniști la Grigore Vieru, care n-avea ochi să-l vadă pe dâns și pe dâns, dar el și de Otescu, cu feță îngândurate, asta așa arată urât Gheorghe Cruci. Eu că, de asta și v-am întrebat. Că Spiridon Vanghelie merită un monument înălțimea Băncii Naționale Republicii Moldova, înțelegi? Ca omul ăsta a promovat numai bunătate și om cu așa ochi nu poate să facă un rău, Gheorghe. Și nu contează, chiar era sistemul sovietic, comunist, ori amu democrat, ori era Plahotniuc, ori Voronin, ori Țăcacă Păsescu, Andropov și cu Cernenca și cu Brejnev, înțelegi? Eu trecut pe test. Deci eu, spre exemplu, dacă îi luăm așa din anii de școală, este doar dumnealui Ion Druță și Grigore Vieru, știi? Cumea că unii, chiar că uitați-vă că Druță o trăit la Moscova, așa mai departe. Să începe nebuneala asta. Orea că Doga, Eugen Doga. Dumnealui, tot timpul, în major am văzut că el e de dreapta, unirea cu românesă. Dar la Moscova îți duce, pune pragul și intră omul unde trebuie. Adică, înțelegi, adică omul nu ascunde. Asta e important, știi cum asta. Să dăm și personajul din poveste. Îs ochii lui.